Primarul Dinu și viceprimarul Safta și-au tras 10 de milioane de lei vechi pentru sporuri de radiații, bunuri și servicii, alimente și stimulente. Prăpădul în banii publici ai Consiliului Local Glodeni s-a făcut organizat, sistematic, pe toate palierele. Pe principiul cine împarte, parte-și face, primarul Petre Dinu și mâna sa dreaptă, viceprimarul Gheorghe Safta, s-au simțit perfect îndreptățiți să-și tragă și ei din banii publici niște 10 de milioane de lei vechi. În mod oficial, vrem să subliniem. Numai în anul electoral 2009, cei doi au încasat ilegal peste 37 de milioane de lei vechi pentru bunuri și servicii sub formă de produse alimentare plătite chiar din banii primăriei, din care vreo 23 de milioane de lei vechi pentru masă caldă, vreo 15 milioane de lei vechi pentru produse alimentare sub formă de stimulente pentru Paște și Crăciun, dar și pentru ținută plătită în septembrie 2009. Și-or fi luat din banii publici niscaiva haine cu buzunare cât mai largi? Primarul Dinu și viceprimarul Safta și-au mai băgat în buzunare, tot ilegal, încă vreo 20 de milioane de lei vechi spor de radiații. Nu știm cine i-a iradiat pe cei doi, dar ilegalitățile făcute vorbesc de la sine despre pericolul în care se află banii publici la primăria Glodeni. Suntem foarte curioși să aflăm dacă nu cumva a fost iradiat cu vreun spor pe măsură și nașul Florin Popescu la Consiliul Județean Dâmbovița, cel care constituie în toate un model de urmat în familia primarilor PDL din Dâmbovița. Primarul Petre Dinu și viceprimarul Gheorghe Safta s-au mai înfruptat din banii publici cu peste 20 de milioane de lei vechi și pentru participările lor, tot ilegale, în comisiile de recepție ale lucrărilor făcute de firma Procor. Nu de alta, dar este bine să se știe prin ale cui mâini au trecut miliardele acelea primite în plus și ilegal de firma Procor în urma recepțiilor total ilegale de care s-au bucurat cele 7 poduri, mai exact podețe pe care le-au executat. Vă reamintim că podurile au fost finanțate din fondurile guvernamentale exact prin afacerea pusă la cale de deputatul OG7 Florin Popescu. El este supranumit nașul PDL, fiindcă este bogat și înfin cu funcții și bugete publice pe mână și sfătos nevoie mare în tocmai ca un părinte spiritual, fiind în familia PDL un model de abuz și dezinformare. Se face că numai Procorul a participat la licitația pentru aceste lucrări. Domnul reporter, nu am să vă spun prea multe. Noi am făcut ceea ce e legal, deci nu. Păi a participat numai Procorul. Puteți să veniți și vă dăm, cum v-am dat și prima dată scris, vă dăm în continuare scris. Unde ați dat anunțul pentru organizarea acestei licitații? Contactați-ne scris, deci totul s-a făcut legal. Păi v-am contactat deja odată. Mai reveniți, deci nu... Ca să fie toată lumea mulțumită în primăria Glodeni și să nu-și audă vorbe, primarul Petre Dinu a făcut numeroase plăți ilegale și pentru alți salariați, că doar nu le dădea din banii lui, ci din banii publici. Peste 300 de milioane de lei vechi au intrat ilegal în buzunarele salariaților din primăria Glodeni pentru tot felul de bunuri și servicii, alimente, stimulente, drepturi bănești, toate, dar absolut toate fiind acordate fără temei legal în anul electoral 2009. Cum a fost posibilă această debandadă în bugetul local? Explicația o găsim tot în decizia 1632 din 1 septembrie 2010 a Curții de Conturi Dâmbovița. Primarul Petre Dinu și acoliții săi din primăria Glodeni, ci că ar fi interpretat necorespunzător prevederile legii contractului colectiv de muncă numărul 130 din 1996. Asta era. Interpreții sunt profesioniști într-ale ilegalităților. Iradiații și-au umplut ilegal buzunarele cu banii publici. Au uitat să colecteze la bugetul local creanțe fiscale de peste 2 miliarde de lei vechi. Preocupați cu încasarea ilegală a unor drepturi, sporuri și stimulente total necuvenite, iradiații din primăria Glodeni au uitat să mai colecteze creanțe fiscale de peste 2 miliarde de lei vechi datorate bugetului local. Astfel, la data de 31 decembrie 2008, Consiliul Local Glodeni înregistra 175.608,4 lei, adică peste 1.750.000.000 de milioane de lei vechi debite restante, care la data de 31 decembrie 2009 au crescut la suma de peste 2.392.000.000 de lei vechi. Să fi fost sporul de radiații prea mic, ori produsele alimentare prea puține, sau poate ținuta salariaților plătită din banii publici nu a avut buzunare pe măsură. Energie are domnul primar Petre Dinu, dar cu toate acestea nu ne răspunde la o întrebare simplă.
primar, dar noi vă întrebăm cu totul altceva. De ce evitați răspunsul la întrebări? Ne răspundeți, unde ne tot duceți? Noi vă întrebăm cu totul altceva. Asta, domnule, am director de școală. Ia uitați. Dacă nu stătea în tribunal și la peste tot, făcea și el ceva. Uitați-vă, domnule. Am înțeles că și dumneavoastră sunteți cercetat în niște dosare penale, domnul primar Petredinu. Domnului director, care n-are ce face. În loc să facă curățenie și tot, uitați-vă, domnul Andrei Vasiliu. Ia uitați-vă, domnule. V-am invitat în numeroase rânduri. Nu ba da, v-am invitat tot timpul. Nu în direct. V-am invitat și în direct, v-am invitat și personal. Școală, uitați-vă ce face. Dar vorbim despre cu totul altceva. Nu, am obosit rău, ne aleargă domnul primar prin toată comuna. În calitate de om foarte apropiat al președintelui. Deci nu vreau, nu sunt apropiat, domnul președinte, nu-l cunosc. Păi vă zice Petrică, vă ia de umă. Tot ce-i spune, la toți le spune așa, domnule. La toți? La toți! Despre lucrările de la grădinița Glodeni, neexecutate, dar plătite din bugetul primăriei, am mai vorbit cu ceva timp în urmă. Materialele noastre au provocat supărare mare printre iradiați. Gașca PDL din Glodeni l-a acuzat pe directorul școlii, profesorul Liviu Stoica, consilier local PSD al Consiliului Local Glodeni, că este reclamagiu și că, vezi, doamne, directorul școlii din Glodeni vede ilegalități acolo unde nu sunt. În realitate, omul a sesizat în repetate rânduri derapajele grave de la lege și le-a dus la cunoștința instituțiilor statului. În drumurile sale s-au oprit cu documentele și pe la trustul de presă Arpres. Noi zicem că asta e de bine. Anchetele noastre de presă au dezvăluit, iată, avem acum și confirmarea controlului Curții de Conturi, că și alte firme au primit botezul ilegalităților de la prietenul Petrica al nașului PDL. Așa că firma de construcții, din informațiile noastre, Cobadi SRL, a încasat, tot ilegal, suma de peste 33 de milioane de lei vechi din bugetul Consiliului Local Glodeni, reprezentând, cităm, contravaloarea unor categorii de lucrări neexecutate în fapt la obiectivul de investiții, asigurare utilității la grădinița Glodeni, respectiv tavane suspendate din rigips 28,50 de metri pătrați și tavane rigips cu montanți metalici 30,49 metri pătrați. Vă întreb niște lucruri care interesează publicul. La toți consilierii locali, la o discuție a Consiliului Județean, lângă mine președintele Comisiei Economice și alți consilieri județeni, să vedem ce e de făcut în comuna Glodeni. Am venit să vedem dacă... Ședință de partid cu toți consilierii PDL. Am înțeles greșit. Am spus Consiliul Județean împreună cu primăria Glodeni și Consiliul Local. Este ora... Lucrez la 8 seara și vrei tu să spui lucrul ăsta? Da. Într-adevăr, lucrezi și la 8 seara. Dom'le, știi că sunt consilier PDL? Dar nu vă cunoaște? Păi de unde să mă cunoști? Mă cunoști pe mine? Cine sunt eu? Cine sunt eu? Nu mai vă luați. Cum mă numesc? Consilier? Consilier. De la ce partid? PDL. De ce ședință de partid? Domnul Florin Popescu. Deci, Andrei, este o afirmație mincinoasă ta că este ședință de partid. Minți. Cum asta faci și tu, și mămica, și tăticu. Mințiți. Este o ședință a administrației locale la care a fost invitat și domnul Stoica. Și te rog frumos să-i
filmez mașina că e acolo. Deci, Stoica, uite, care vă târâți picioarele după ele. Uite la acolo. N-am fost invitat. Eram în școală, n-am putut să ies pentru că dumnealor și-au desfășurat ședința de partid a PDL-ului în prima parte la primărie și în a doua parte aici pe baza asta sportivă pe care o vedeți. Au stat aici de la orele 7:20 până la 8, fără un sfert, o jumătate de oră au ținut ședința aici, s-au uitat, au vrut să măsoare, eu știu ce se preconizează, nu vă pot spune de ce au venit și au ținut aici, deși eu eram în școală, puteam să mă invite în calitate de director să le dau o părere despre ceea ce vor să facă dumnealor, să preconizează o nouă afacere în familia PDL, despre care deocamdată nu vreau să mă pronunț. Dar domnul președinte al Consiliului Județean minte, nu m-a invitat, n-a invitat niciun alt consilier afară de cei PDL-ului. Din păcate îmi pare foarte rău de Florin Popescu că vă dezinformează. Deci eu n-am fost invitat, deși eram în școală, putea să mă cheme, să mă întrebe, domne, uite de ce am venit noi, de ce au venit pe acest teren de sport, o să discutăm altă dată. Este o afacere care se pune la cale și despre care n-am certitudinea deocamdată, să vă dau acum niște date certe. Nu există în lumea asta capitalul meu, și la bine și la greu e fratele meu. Nu există în lumea asta frate care meu, și la bine și la greu. Petrică, reclama gem ăsta, nu mai stai. Petrică, reclama gem ăsta, nu mai stai. Petrică, reclama gem ăsta, nu mai. E fratele meu. Carburanții la liber și alte ilegalități fără număr. Mai adăugăm aici faptul că microbuzul primăriei Glodeni, un Fiat Ducato destinat transportului școlar, s-a plimbat pe bani publici cât a vrut mușchiul primarului Petredinu. Curtea de conturi a constatat, cităm, consumul lunar de carburanți nu a fost normat printr-un act administrativ în baza căruia să fie înscrise în bugetul pe anul 2009 cheltuielile necesare. Sincer, am obosit de când tot vorbim și nu mai terminăm. Dar rețineți, controlul Curții de Conturi a fost dedicat doar anului electoral 2009, ciovind documentele anului 2008, tot electoral, Dumnezeu cu mila. Dar nu credeți că merită efortul să aflăm? Jurnaliștii de la Trustul de Presă Art Press cer demisia primarului și a viceprimarului din comuna Glodeni și returnarea sutelor de milioane de lei la bugetul local. Controlul execuției bugetare anului 2009 ne dă tot dreptul să afirmăm că prăpădul în banii publici la primăria Glodeni trebuie căutat și în anii anteriori. În concluzie, primarul Petredinu, viceprimarul Gheorghe Safta și colaboratorilor, între ale ilegalităților, trebuie să dea înapoi la bugetul local toți banii încasați ilegal și, în mod normal, ar trebui să-și dea demisiile din funcții. Nu credeți? Noi, jurnaliștii Art Press, ne-am întrebat nedumeriți și chiar dezamăgiți ce explicație putea să aibă comportamentul pasiv al viceprimarului Gheorghe Safta în timpul circului făcut la Glodeni în august 2009 de primarul Petredinu și de președintele Consiliului Județean Dâmbovița Florin Popescu. Bună seara! Domnul primar evită să ne răspundă la o întrebare foarte simplă. Poate ne răspundeți dumneavoastră. Cum de l-a lăsat sufletul pe fostul nostru coleg Gheorghe Safta, cândva jurnalist de investigații, să nu ia atitudine când primarul Petrică Dinu și prietenul său Florin Popescu, flancați de consilieri PDL local și județeni, își bădeau joc de tinerii jurnaliști ai Trustului de Presă Art Press, adică exact de foștii colegi ai actualului viceprimar Gheorghe Safta. Explicația acestui comportament ne-o dau ilegalitățile fără număr descoperite la Glodeni. Ședință de partid cu toți consilierii PDL. Ai înțeles greșit. Am spus Consiliul Județean împreună cu Primăria Glodeni și Consiliul Local. Este ora... Lucrezi la 8 seara și vrei tu să spui lucrul ăsta? Da. Într-adevăr, lucrezi și la 8 seara. Dom'le, știi că sunt consilier PDL? Dar nu vă cunoaște. Păi de unde să mă cunoști? Mă cunoști pe mine? Cine sunt eu? Cine sunt eu? Ușurel, ușurel, ușurel. Te doresc mereu.